Nu, acum nu s-a angajat nimic pe area oficial. Trăiesc la chirie. Și oamenii ne-au spus că hai că să dăm banii ăștia, dar mai târziu. Și am fost ieri la dânșei la oficiu, m-au blocat numerele, nu-i puteam contacta nici pe unul. Și când am dat de administrator și am spus că dacă pe mine până în seară nu mă telefonează șeful și nu mă deblochează, eu mă merg la poliție și depun o plângere. M-au telefonat și au început a mă amenința. Acolo lucrează la dâns și mai lucrează niște oameni în vârstă, care tot așa, nu ia achită, omul s-a îmbolnăvit, a stat în spital, nu l-a achitat. Sunt mai multe persoane care sunt așa, indignate și nu sunt angajate oficial la dâns și lucrează la negru. Și tu ai Mă anunțat până acum înțelegeți? vreodată? Ai anunțat până acum vreodată administrația sau cineva de la stat Da, că ai folosit ilegalități? i-am Cine, de anunțat, exemplu? eu spus că la noi merge așa. La noi nu merge să angajăm, că 2-3 luni noi nu angajăm. Unii nu te-ai dus și trebuie să angajezi omul în câmpul muncii. Trebuie să fie angajat oficial. Știi? Și Contract. în orice caz că e, în orice caz e asta, e companie de asta, particulară. Fază particulară, dar e particular, oricum trebuie să angajeze oficial. Și oamenii se șer oficial la muncă la dânsii, dar ei nu vor să angajeze oficial. Deci tu zici că ai spus numai administratorului despre problema asta, dar cu inspecția muncii, de Și cu exemplu, șeful am vorbit. dar la inspecția muncii, de exemplu, ai anunțat, ai vorbit? Nu am ajuns la dânsii. Eu am vrut direct la dumneavoastră să ies, să știu mai exact unde să merg, cine să contactez și să fac. Deci de drepturile angajaților se ocupă Inspectoratul de Stat al Muncii. Găsesc acuși site-ul pe internet și ți-l comunic ție ca să suni și să intre la ei. Să află la Chișinău, pe lângă parcul cel afganez de la Râșcani, în spate, după policlinica aceea, inspecția muncii. Sau la telefon le spui situația. Ei probabil o să vrea sau să le faci o vizită sau să le duci un text scris despre situația asta. Dar ei sunt foarte corupți, e tare posibil să duc să ia bani de la patronul tău și să nu facă nimic. Deci e foarte bine că ai vorbit și în presă și face mediatizare. Și poate când o să avem ocazie o să întrebăm la inspecția muncii și să întrebăm ce ați făcut cu firma aceea de pază. Dar zici că nu numai dumneata și nu numai o lună, două, oamenii lucrează acolo fără contract și iată și fără bani uneori. Și fără bani și oamenii sunt indignați și amăziți. Sunt indignați că oamenii se șeră în câmpul muncii, se șeră la dânsă, în câmpul muncii, se șeră și angajați oficial. Dar pe Cum dânsă nu-i prevede legea, angajați cum oficial, prevede că ia codul muncii. mână. Așa prevede codul muncii, da. Și unde au Dar ei sediu, ia mână, asta nu-i normal. unde au sediu, cum se numește firma? Sediul e pe Albișoara la dânsă, nu știu numărul, e chiar de unii, Albișoara 25 peste drum și de la Albișoara 25 în vale, se primește că e găzărie acolo. Pe malul Băcului. Da. Albișoara 25 peste drum se primește că e găzărie acolo și în vale, este o clădire cu 3 etaje verde. Și oficiul lor e la 3 etaj. Ok. Poți să te duci azi sau mâine la inspecția muncii și să duci plângere sau să registrezi verbal Uite, situația? îmi trimiți La coordonatele lor, Cresa eu îi și telefonez pe suni dânsii și și îi văd și întrebi. Da, îi întrebi azi până la ce oră sunt și mâine la ce oră și în ce formă să vii. Dacă poți să vii cu plângere verbală sau trebuie neapărat să o duci în scris. ok. Pentru că ai dreptul să fii angajat și ei au obligația chiar să te plătească pentru munca asta. Altfel, se numește robie, sclavagism și se pedepsește penal. N-ai voie să exploatezi omul fără ca să-l plătești. Da, și încă un moment am vrut să întreb, le știi chestiile astea? Uite, eu am lucrat peste hotare, am fost duș în eroare și actele ne-au luat, ne-au impus să lucrăm, ne-au luat banii, chestii de astea. Cum se poate de procedat cu oamenii ăștia care ei încă nu-s veniți în țară și ne Păi cine? amenință? Ai avut înțelegere, contract cu o firmă din Moldova?
Nu. Acolo psihotare, dar trebuie să te plângi acolo psihotare sau să te plângi la ambasada lor în Republica Moldova. Unde, în ce țară ai fost? În Portugalia. Portugalia îmi pare că nu are ambasada la Chișinău, poate doar vreun consulat. Dar se poate de anunțat Ministerul nostru de Externe, se poate de anunțat poliție, deci te-ai dus din capul tău în Portugalia, ți-ai găsit de lucru și nu te-am plătit. N-am avut cu cine să mă informez de chestiile astea. Eu am mers deodată la birou de audiență, la Procuratura Generală. Așa, și ce-au zis? Acolo mi-a dat. Și mi-au spus că nu-i domnul acolo care trebuie să ne audieze. Când ai fost? Recent? Uite, cu două zile în urmă. Și nu era omul? Nu ți-a zis să vii a doua zi, să știi câteva ore? Nu mi-a comunicat când se mă apropie și nu mi-a mai spus nimic. Halal Procuratură Generală, ei au alte griji. Vezi că ai oprit camera, dacă nu mai vrei să te arăți, așa și spune, dar nu... Da, nu, tot ok. Ok. Bine, Iulian, am înregistrat plângerea ta, adică, na, nu-i bine ce relatezi tu, dar noi suntem alături, doar că tu trebuie să faci demersuri să fii plătit și după aceea chiar și compensat pentru faptul că ai lucrat ilegal. Acei care te-au angajat, te-au exploatat și nu te-au plătit, trebuie să răspundă și în fața legii, dar mai ales în fața ta trebuie să-ți dea banii. De asta ar trebui să ocupi inspecția muncii, poate chiar și procuratura. Deci dacă te duci la procuratură, să le spui și de cauzul ăsta. Să le spui și despre Portugalia. Să le spui și despre firma de pază. Dar în Portugalia te întrebam, te-ai dus tu din propria inițiativă sau te-a ajutat vreo firmă de recrutare din Moldova? Cu niște persoane cunoscute de departe. Nu știu de aproape. Moldoveni? Moldoveni. Care te-au ajutat să te duci acolo sau doar erau acolo și te-au ghidat? Ei ne-au propus nouă de lucru să ne ducem încolo și ne-au propus câte 40 de euro pe zi. Că chiria nu se achită, comunale nu se achită, drumul la mâncare este nu din partea lor, drumul dus, întors din partea lor. Și când am ajuns acolo, nici ăștia 40 de euro și ne-au dus în niște condiții, că dormim niște la podele. Podeaua dormim. Asta semne de infracțiune comise de băieții, cei care te-au înșelat, se cheamă escrocherie, poate chiar fi acuzat și de trafic ilegal de persoane. Deci trebuie neapărat anunțat asta la procuratură sau la Ministerul de Interne. Ei se pare că au lângă fostul cinematograf Gaudeamus, lângă Ministerul de Muncii și Protecției Sociale, la etajul 2, acolo pe dreapta, în stație, după stația de troleibuz. Asta, dacă nu mă greșesc, e acolo la unii birou de probațiuni, da? Nu, asta unde? Acolo la Gaudeamus, birou de probațiune? Nu, zic, unde se află? Îți spun, Ministerul la cinematograful Gaudeamus cobori în stație și după aceea mergi unde a fost Ministerul Muncii, Protecției Sociale, ultima ușă, acolo urci la etaj și e serviciul de combaterea traficului de persoane al Ministerului de Interne. Dar și la Ministerul de Interne, dacă te duci și te plângi, sau acolo pe Albișoara, unde era odată poliția rutieră, așa cum a Inspectoratul General de Poliție, tot ar putea să te îndrumeze unde să ajungi. Dar trebuie neapărat să scrii plângere și pe cei care te-au chemat în Portugalia, când tot anul ăsta s-a întâmplat, nu? Da, anul ăsta. Acum, noi avem o săptămână de când am venit acasă, soacra mea a vândut animale din prejurul casei ca să venim acasă. A intrat în datorie numai să ne achite drumul. A achitat la Lefta 156, la oficiu. A achitat ca să ajungem noi acasă. Ne-a înconjurat acolo, tăți, nu vreau să ne dăie drumul. La fete le-au luat documentele. Dar ce oficiu? Ce oficiu la Lefta 156? Oficiu cu autocarul. Aștia care aduc oameni. Firma de transport, da, am înțeles. Credeam că aceia care te-au ajutat să ajungi în Portugalia au sediu, oficiu acolo, dar nu, ei găsesc cumva pe internet. Nu, sediu. Uite că acum când venim acasă, ne-am întâlnit cu un autocar tot de-a lor, care oamenii plecau la Portugalia, tot în aceleași condiții se duceau oameni și zeci, sute de moldoveni care stau în sclavie acolo și stau și în robie stau. Iuliane, dar tu când ai lucrat la firma de pază, dacă acum două săptămâni sau două zile te-ai întors din Portugalia? Eu în firma de pază am lucrat...
Am lucrat o lună de zile, din luna lui iunie, eu Așa. m-am eliberat, de pe data de 25 iunie, eu de la dânsă m-am eliberat. Și nu te-au plătit de atunci, nu ți-au făcut contract, n-ai... De atunci nu mi-au achitat. Am înțeles. Și după aia te-ai dus în Portugalia și tot acolo, tot rău ai trăit. Da. Da, și tot ai mers rău. Am înțeles. Mulțumesc pentru mărturie. Eu am înregistrat-o și o să o publicăm pe Curaj TV cu acordul tău. Dar tu trebuie să faci demersurile ca să-ți recuperezi timpul pierdut și banii cheltuiți de la cei care te-au traficat, te-au păcălit și te-au dus în Portugalia. Te-au convins să te duci în Portugalia și acolo nu ți-au asigurat? Da, m-au convins. Mi-au spus că drumul la chită i-a dus și întors, mâncare din partea lor, gazda din partea lor. Și ce fel de muncă? Și mi-au promis că eram trei persoane, soția și cumnata și eu. Și ne-au promis nouă că ne dă 40 de euro pe zi. Și când am ajuns acolo, eram și fugărist, nici nu aveai timp să te odihnești și da. Flămânzi, nu eram hrănit. Ce fel de muncă făceați? La măsline. La măsline. Am lăsat copilul mic, nici nu are un an de zile copilul și l-am lăsat cu soacră mea ca să mă duc să fac un banc, că aici nu ai unii. Am crezut că acolo a să-mi reușească ceva. Și acolo nu v-ați plâns la poliția lor portugheză, nu v-ați plâns la ambasada moldovenească? Dacă nu știam nică acolo și noi eram în Beja. Și în Beja nu era nică unde să te duci să te plângi. Asta e în nord, departe de... În centru, mi se pare că e centru Portugaliei, Beja. În centru Portugaliei e și Lisabona, te duceai și pe jos cu Lisapetul până la Lisabona. Până la Lisabona mai era. Am înțeles. Nu, dar și într-o parte de la Lisabona. Am înțeles, dar și poliția puteai să o găsești ușor, dar nu știai limba, probabil. Nu știam limba. Uh-huh. Am înțeles, Iulian. Îmi pare rău pentru ce ți s-a întâmplat. Totuși, mă bucur că ai prins la curaj acum, măcar când ți-a strâns funia la far. Îndrăznește, suntem alături. Când ajung pe la Chișinău, merg cu tine dacă vrei la protest, dar deocamdată intri la Inspecția Muncii neapărat, relatează cazul ăsta, la Procuratură și la Poliție. Da? Într-o singură plimbare pot să-i vizitezi pe toți. Dacă nu vor să te primească, anunță-ne și venim cu protest acolo. Ok, am înțeles. Mersi mult. Noroc, numai bine. Hai numai bine, sănătate.